Salutare dragilor, ce mai faceți? Sper că sunteți bine. Am o recomandare astăzi legată de vinul pe care ar trebui să-l servim. Și aș avea nevoie de un vin roșu, pentru că îmi doresc să servesc și să asociez cu un preparat aparte. Așa că recomandarea de astăzi vine din Puglia, de la Crama Azienda Vinicola Albano Carisi și vinul se numește Nostalgia. Așa cum se numește și melodia Nostalgia a renumitului cântăreț Albano Carisi, pentru că de el este vorba astăzi, cu o cramă situată în Puglia, în apropiere de Brindisi, în Lecce, unde putem regăsi o viță de vie moștenire de la tatăl său, de la Don Carmelo, și soiuri de struguri internaționale și autohtone. O cramă care este renumită mondial și are vinuri și soiuri de struguri internaționale și locale în plantație. Avem de data aceasta Nostalgia, care este un vin monosepaj vinificat din soiul de strugure 100% negro amaro. Este un monosepaj deosebit și am ales să servesc astăzi un 2015 cu un 13,5 volumul de alcool. Haideți să vedem ce putem regăsi în sticlă. Fiind 2015, vom avea nevoie de un decantor. Vom încerca să-l aducem la adevărata sa valoare și să vedem ce putem regăsi în sticlă. Îl vom decanta, vom folosi un decantor. Avem o prezentare destul de frumoasă. Eticheta, dopul și sticla sunt alese special pentru a ieși în evidență. Wow, miroase incredibil. Dar nu prezintă defecte. Este un dop din plută conglomerată. Are semnătura și aici. Bun. Voi încerca eu să fac. Ia uitați-vă ce culoare. Așa. Și procesul este ușor pentru a se prelinge pe toți pereții decantorului. Vom vedea ulterior dacă mai avem nevoie sau nu să lăsăm mai mult de 30 de minute pentru a-și elibera aromele. Destul de închis. Ei, mai trebuie puțin timp, așa că îl vom mai lăsa. L-am lăsat o perioadă de 40 de minute pentru a-și elibera aromele și l-am ajutat cu acest decantor. Vom încerca să facem o analiză organoleptică, așa că avem nevoie de un plan alb, într-o lumină bună. Vinul are o culoare roșie cu reflexii cărămizii, o intensitate mediu plus,
destul de închis, vorbim de soiul de strugure negru amar. Un prim nas, fructe roșii destul de pârguite, mi se pare. Da? Coacăze roșii, cireșe negre, incredibil din nas. Foarte, foarte plăcut. Haideți să-l și degustăm. De neașteptat. Astringență. Ușoară, da? Deci ne învăluie doar buza superioară. Nu ne atacă în niciun fel. Taninitate, nici nu se pune problema. Fructele roșii prezente, coacăze, mure. Este ca și când ai mușcat dintr-o mură zemoasă. Și cireșe. Cireșe pârguite, dar foarte coapte și destul de plăcute. Așa cum spuneam, nostalgia m-a cuprins de mai devreme și am decis să servesc acest vin și să-l recomand și dumneavoastră. Iar cu siguranță în 20-30 de minute, după încă o guriță, două din acest vin, mi se va face foame, așa că aș dori să-l asociez cu un mușchi de vită sau cu o carne de berbec zemoasă și nu gătită bine, da? Un mediu rare și cu o porție bună de legume, cred că ar fi cel mai indicat. Recomandarea mea fiind aceasta, eu aș dori să vă mulțumesc și nu uitați, dacă v-a plăcut, butonul like, share și subscribe. Să degustăm de bine! Cheers.